N-am ales ca temă să discutăm despre cultura adopțiilor de animale în România și mai ales la nivel de județ, mă refer la județul Constanța în primul rând, dar am dorit să abordăm și subiectul de ce mor câinii maidanezi, de ce sunt abandonați câinii maidanezi, ce trebuie să facem și de ce este nevoie de Asociația Save the Dogs în România. Nu spun mai la nivel de județ. Alături de mine este Sara Tureta. Bine ați revenit. Bună seara. Reprezentantul acestei asociații, un bun prieten de-al nostru, dar și de-al locuitorilor Megidiei, dar și a orașului Cernavodă. Cernavodă, absolut, da. Din 2002. Știu că veniți și cu vești bune, deși sunteți o persoană modestă, dar aș dori să împărtășiți bucuria pe care ați trăit-o cu puțin timp în urmă, pentru că această asociație și în primul rând este meritul dumneavoastră, dar și al întregului colectiv, ați primit un premiu special. Da, am fost în urma cu 10 zile la Londra, unde o organizație, una dintre cele mai mari organizații pentru protecția animalelor, ne-a dat o primă pentru că ne-am deosebit la nivel mondial pentru contribuție care Save the Dogs a dat vis-a-vis de protecția animalelor și, bineînțeles, în România. Și eu am dedicat acest premiu echipei noastre, care, de fapt, să zicem, noi suntem cei din Italia care suportă financiar și dăm indicațiile pe partea de strategie, de ideale, de viziune, dar ei sunt cei care pun în practică acest lucru zi de zi și fac o muncă foarte grea și eu sunt extrem de recunoscătoare echipelor noastre din Cernavodă și Megidia, care sunt extraordinar de eficiente și de serioase. De câți ani colaborați? Majoritatea oamenilor lucrează pentru Save the Dogs de foarte mult timp. Chiar la Cernavodă am început în 2002 și unii dintre ei chiar au început cu mine. La Megidia, cred că toată echipa a început în 2006 și ne-am mai mărit un pic, adică am mai angajat alte persoane, dar... Ce înseamnă acest lucru că echipa s-a mărit? Înseamnă că... un merit? Bine, înseamnă că am avut volumul de muncă e foarte mare și să fii eficient în ceea ce faci, trebuie să ai resursele umane. Ce înseamnă volum mare de muncă? Adică s-au înmulțit maidanezii? Nu. Înseamnă că ne-am extins câinii fără stăpân. Câinii fără stăpân. Vreau să spun că 90% din câinii din Megidia sunt castrați. Tot ce se castrează acum sunt două feluri de animale. Animale care sunt aruncate pe raza orașului și avem foarte multe sesizări că vin din afara cu dube, cu mașini și aruncă câinii. Și normal că acești câini noi veniți nu sunt sterilizați, dar nu este legat de faptul că asociația n-a făcut treaba, dar de faptul că oamenii nu sunt responsabili și tot aruncă câinii necastrați. Mai este o cotă de câini care, din păcate, vine din curți, din locuitorii, care încă nu știu că există din luna octombrie un nou regulament pe planul municipiului. Și acest regulament, bine, există o lege la nivelul României care spune că dacă abandonezi un animal, iei o amendă mare și riști pușcărie. Se respectă? Se aplică? Nu se aplică. Este, în primul rând, este greu să prindem pe momentul respectiv omul și chiar vreau să fac că se solicit cetățenii care ne ascultă, dacă vedeți cineva care aruncă animale din mașină, vă rugăm, luați numărul mașinii. Este foarte important. Solicitați, da, imediat trebuie sesizată poliție, dar și asociația noastră, pentru că noi o să depunem o plângere. Este o crimă, este ceva penal, care legea deja din 2005 în România nu permite așa ceva. Abandonul este interzis. Și acest lucru este încă puțin cunoscut. Oamenii cred că o să scap, nimeni nu o să mă vadă. Sau dacă cineva mă vede, oricum, pe nimeni nu interesează. Nimeni nu interesează. Eu sunt convinsă că sunt mulți iubitori de animale acolo și oamenii care măcar nu iubesc animale, dar iubesc orașul. Și trebuie să ne ajutați să oprim acest fenomen, pentru că câinii din Megidia, 90% sunt
castrați. Și asta e o sursă din exterior care împreună trebuie să o... Bine, și autoritățile și poliția, dacă vede ceva, trebuie să intervină, să-și bineînțeles. Să-și facă treaba. Absolut, da. La începutul emisiunii am spus că îmi dorim să discutăm despre cultura adopțiilor. Există această cultură? Eu știu, instituțiile abilitate își fac treaba, pentru că mai nou, asociația pe care dumneavoastră o reprezentați a demarat un proiect la nivel de Medgidiad, chiar și în Cernavoda, privind această cultură a adopțiilor și o felicităm pe Alexandra, care și-a făcut treaba, sigur. Este iubită, este respectată de cei mici, dar chiar și de cetățeni. Da, am început anul trecut un proiect de educație în școlile primare. Anul trecut a fost numai pe Medgidia, în acest an, din fericire, am putut să mergem și la școlile primare din Cernavoda. Să explicăm copiilor ce înseamnă să devii un stăpân responsabil. Și de ce trebuie să iubim animalele? De ce trebuie să iubim animale? Există, oricum trebuie să avem niște cunoștințe de bază înainte de a adopta un animal. Folosesc acest cuvânt cu intenție, nu a cumpăra, dar a adopta niște cunoștințe. Pentru că am fost martor la foarte multe gesturi din partea părinților. Copilul ținut de mână de mămică sau de tătic sau de bunică și în momentul în care un câine s-a apropiat, aoleo, îi dă cu piciorul sau îl gonește și normal că animalul, ca să se apere, devine agresiv. Da, da. Sunt niște semne care noi le trimitem și animalele le înțeleg și reacționează conform semnelor respective. De fapt, aici noi trebuie lucrat foarte mult. Am văzut copiii, dacă nu sunt afectați de adulții care îi țin departe sau îi inspiră o suspiciune vis-a-vis de animale, copiii sunt cele mai... au un sentiment extraordinar de pozitiv vis-a-vis de câini și de pisici. Vreau să spun că unii copii, după ce au participat la programul educației, chiar au vrut să adopte un cățel de pe stradă și l-au făcut. Și a fost o satisfacție pentru Alexandra și pentru noi enormă. Normal că nu este de ajuns ceea ce facem noi în școlile. Noi și familiile trebuie să transmită niște valori pozitive de respect, de compasiune pentru animale, că nu toți suntem capabili să iubim, dar măcar să-i respectăm, toți suntem capabili și avem această responsabilitate. Dacă îi iubim, nu ne ducem la un pet shop să-i cumpărăm. Sunt mii de animale abandonate, aveți un adăpost foarte frumos în Medgidia, unde vă puteți duce pentru a înființa pentru a adopta un cățel. Normal o să fie un formular de adopție, va trebui să vă luați un angajament vis-a-vis de cățelul, care este un angajament prevăzut din legea. Legea spune că deținătorul animalului trebuie să îl îngrijească medical, să-i dea posibilități de mișcare, să aibă un carnet. La Medgidia trebuie și să fie microchipat și o să vorbim și despre acest proiect extraordinar care abia a început. Adică să iei un cățel nu înseamnă să ai o jucărie care o arunci foarte ușor când nu-ți mai convine. Este o responsabilitate pe viață. Se mai poate spune, se mai respectă ceea ce se tot vehicula cu ceva timp în urmă, dacă cineva își dorește un câine să iasă pe stradă? Sigur că este, bine, este valabil pentru că mai sunt câinii pe stradă, știm toți, și sunt sănătoși, sunt vaccinați, adică nu reprezintă un pericol pentru comunitatea din punctul de vedere a sănătății. Dar normal că e mai greu să găsești un câine mai de talie mică sau cu anumite caracteristici, atunci invitația este, dacă pe stradă nu găsiți cățelul care îl doriți, veniți la Save the Dogs, dar nu veniți să ne cereți un câine de pus în lanț, un câine rău, nu avem câini răi, niciun câine este rău dacă nu-l facem rău. Și chiar dacă e bine să păzească o curte, noi nu suntem total împotriva și legea nici n-ar permite câinelui să stea în lanț. Trebuie să stea liber, în curte, să aibă posibilitate de mișcare. Cu toate acestea, foarte mulți câini stau în lanț. Da, este o problemă de mentalitate. Noi invităm cei care, cu care ne întâlnim, măcar să pună o sârmă și să-i dea drumul seara în curte, nu în afara curții, că iarăși vorbim de responsabilitate, să dăm drumul câinilor pe stradă, nu este un comportament responsabil. Acel câine poate provoca un accident rutier, poate
se repede la cineva care nu cunoaște. Adică nu e bine. În nicio țară câinii sunt lăsați liberi din curte. Ce înseamnă pentru astfel de animale această libertate? De fapt, dacă noi plimbăm cățelul zilnic, câinele este foarte fericit. Normal că asta înseamnă să ai o lesă și o zgardă și ne oferim să donăm aceste zgârzi și aceste lese dacă ne vizitați la adăpost. Și asta înseamnă să-mi fac timp să-l plimb. Asta înseamnă un comportament responsabil. Să-i dai drumul, să deschizi poarta și să-l lași afară, înseamnă că tu nu respecti comunitatea. Adică nu este un comportament corect. E vorba și de obișnuință. De fapt, regulamentul spune că se primește amenda dacă cățelul este găsit liber pe stradă și de fapt are un stăpân. Așa că trebuie un pic să ne obișnuim cu alte obiceiuri. Și trebuie menționat faptul că în problema maidanezilor nu este implicată doar România, ci și celelalte țări europene. Bine, în Europa din Est, problema este mai dramatică din cauza că au fost mai multe schimbări sociale, economice, politice și acest lucru, fenomenul nu a fost gestionat. Au fost niște traume, să zicem, pe partea socială. Dar există alte țări, chiar în Italia din Sud, vreau să spun, există probleme. Italia nu este fără câinii maidanezi, adică țara mea. În Grecia există o problemă, dar vreau să spun că legea care nu permite omorarea și propune sterilizarea obligatorie, bine, este obligatorie în Megidia, datorită faptului că administrația publică a înțeles că dacă nu forțăm lucrurile, problema nu se va rezolva. Nu este încă pe plan național, dar se lucrează la Parlament român pentru a obține astfel de lege. Și totodată, administrația locală a înțeles că este nevoie de identificarea prin microchip a tuturor câinilor. Vreau să spun că acest proiect pilot pentru Megidia este ceva extraordinar, este ceva unic. Nu există un alt oraș în România, cel puțin din informații care eu le am, care să fie început cu un proiect de identificare care la un moment dat o să pornească la nivel național. Este o realitate în toată Europa, cel puțin în Europa din vest. Identificarea și înregistrarea câinilor este obligatorie și este considerat primul pas pentru a gestiona în mod corect problema câinilor fără stăpân. Pentru că dacă eu nu pot să identific acel câine, nu pot să amendez abandonul, nu pot să amendez sau să dau în judecat acel care îl maltratează, pentru că n-am cum să dovedesc că acel câine este a omului respectiv. N-am cum să amendez cel care îl lasă liber din curte. Adică identificarea este bază. Da. Primăria Megidia a înțeles acest lucru. La ora actuală suntem în cartierul Catanga. Vreau să mulțumesc cetățenii care în ultimele săptămâni ne-au primit cu drag și cu mare deschidere. Sper să găsim aceeași atitudine în toate cartierele din Megidia. Mulțumesc pe domnul primar care a sponsorizat primul lot de chipurile care noi prin asistenții veterinari ai noștri punem în animaluțe. Cu ocazia respectivă, cei care încă nu și-au sterilizat animalul sunt invitați să ne predea animalul în mod total gratuit. Vă reamintesc că la o clinică veterinară plătiți peste 300 de lei, adică 3 milioane de lei vechi, pentru sterilizare. Acest lucru în Megidia și Cernavoda se întâmplă gratuit. Este un serviciu foarte pozitiv de care ar trebui să ne bucurăm. Vreau să spun că vin oameni din județ la noi pentru că nu își permit să sterilizeze în clinicile din Constanța și vin la Save the Dogs. Așa că consider că Megidia și Cernavoda sunt niște orașe foarte avansate pe partea de protecție animalelor. Faptul că vin din alte localități și solicită servicii la Save the Dogs, încet, încet vă obligă, vă determină să vă extindeți. Asta ar fi o mare dorință, dar din păcate resursele care noi le folosim sunt numai donații din străinătate. Avem câteva persoane care ne virează 2% din România și le mulțumesc cu ocazia asta. Anul trecut, în 2012, am primit în jur de 2400 de euro. Ce au însemnat acești bani pentru asociație?
Bine, cu 2400 de euro, noi, de exemplu, acum nu știu exact, dar înseamnă un salariu... Ce ar însemna? Înseamnă multă activitate, sterilizări, vaccinuri... Un ajutor și din un partea... Un ajutor, da, da, din partea României. Din partea României, pentru că deocamdată primăriile, contribuția lor este mică dacă comparăm la bugetul total. Noi în România anul trecut am cheltuit 650.000 de euro în Cernavoda și Megidia. Nu numai pentru sterilizarea și pentru adopțiile în străinătate, pentru că, din păcate, adopțiile aici pe plan local sunt foarte puține și, în schimb, animale care ajung la noi sunt foarte multe. Și dacă nu am trimite căței în adopție în afară, n-am ști ce să facem. Adică ar fi o mare problemă pentru noi. Cele mai multe solicitări sunt din afară, în privința adopțiilor. Sunt aproape numai din afară. Cred că dacă dăm în adopție 10-15 câini pe an în fiecare centru nostru în România, e mult. Pentru că majoritatea oamenilor vin să ceară câinii de pază, cum am spus adinauri. Și dacă un câine de pază e pus în lanț, noi suntem absolut împotriva. Sunt foarte puțini oameni care vor să-și ia un angajament să aibă un cățel ca membru familiei. Dar vreau să punctăm și acest lucru. O familie a adoptat un câine. După o perioadă de timp, nu mai este mulțumită de acest animal. Are dreptul de a vinde câinele? Nu. În cazul nostru, pe formularul de adopție, se angajează persoana să ne dea câinele înapoi în caz în care apare o problemă. Normal, pentru că noi avem o responsabilitate vis-a-vis de acea ființă și nu putem să pierdem urma câinelui, așa că toată disponibilitatea să primim înapoi animalul. Asta nu înseamnă că acest gest trebuie făcut într-un mod superficial. În momentul în care este înregistrat în acel... Bineînțeles că dacă noi după aia nu mai găsim câinele la domiciliu, respectiv, iarăși venim la o amendă mare. Pentru răspunde că în fața legii. Trebuie, și în baza de date electronică care s-a creat acum în Megidia, fiecare cățel este legat unui stăpân. Și dacă stăpânul cumva, hai să zicem, mai am o problemă, l-am dat la o rudă, l-am dat la un prieten, acest lucru trebuie anunțat. Trebuie sunat la asociația Save the Dog și spus, uitați, acel câine am avut o problemă de sănătate. Se mai întâmplă, adică oamenii ajung la spital, pleacă în străinătate, n-am știut ce să fac cu cățelul, în loc să vi-l dau vouă înapoi, ceea ce este mereu o opțiune, am găsit o persoană de încredere. Dar trebuie să ne dea datele și noi putem să verificăm că într-adevăr cățelul este bine. Dar dacă pleacă din localitate, dacă este internat în spital, proprietarul poate să vină să apeleze la sigur că da. Să spună pentru o perioadă de timp, las bine, cum câinele nu în este grija ușor pentru că adaposturile noastre, cine a fost la noi știe cât de multe animale avem, dar normal că facem orice se poate să sprijinim persoana respectivă. Să ne întoarcem puțin și la campaniile care au fost demarate la nivel de școli. Vrem să știm dacă acești copilași au răspuns solicitărilor fundației, dacă în același timp mesajul a ajuns în case, dacă ați avut, eu știu, reacții din partea familiilor, din partea prietenilor, partea cadrelor didactice, da. Dacă totodată au fost solicitări să fie luați în îngrijire, eu știu, da, câini, nu pot pisicuțe. Să spun, da, nu pot spune că au fost cereri de adopție, dar vreau să... Sau măcar în îngrijire, vreau pentru să o perioadă de timp să socializeze. Menționez două lucruri care s-au întâmplat foarte frumoase. Primul fapt a fost într-o dimineață. Echipa noastră aude sonerie la adapostul din Megidia, se deschide poarta și sunt acolo 4 copii, era perioada de vacanță, care au venit să vadă pe un cățel despre care Alexandra, profesoara noastră, vorbise la școală, un cățel care a ajuns la noi în condiții foarte proaste și care și-a revenit. Au sunat la poarta și au spus, am venit să-l vizităm pe Negruțu. Și au petrecut o oră și jumătate în spațiu de joacă, l-au cunoscut pe cățelul, adică ei au venit pe jos, din centrul orașului, să cunoască acest cățel despre care au auzit la școală, ceea ce ni s-a părut o chestie minunată. Și săptămâna trecută
O altă faptă mai recentă, câteva familii din Megidia au venit cu copiii lor la centrul din Cernavoda, care este numit Împrente de Bucurie. Este un, nu vreau să spun un adapost, este un amplasament compus de un adapost pentru câinii, cel mai frumos adapost pentru câinii din România, spun fără să exagerez. Un adapost pentru măgăruși abandonați, avem aproape 60 de măgăruși, unii vin chiar din zona Megidiei, și un adapost pentru cai maltratați și abandonați. Uite, aceste familii au venit în weekend să petreacă câteva ore la noi, pentru că plasamentul este deschis pentru publicul, și s-au simțit bine. Și de ce au venit? Pentru că 100 de copii din școlile din Megidia au fost aduși prin autobuze să viziteze această locație. Au fost încântați și unii dintre ei au spus părinților: hai mama, hai tata, hai să mergem să ne întoarcem acolo la animaluțe, că ne simțim foarte bine. Asta sunt rezultate pentru noi. Asta sunt niște semne foarte pozitive care ne dau mare speranță pentru viitor. Și mai ales că acești copii vor transmite mai departe și totodată se educă această generație în spiritul prieteniei cu necuvântătoarele. Totodată vor fi, cu siguranță, atunci când vor ajunge stâlpi de familii, la rândul lor vor iubi, vor lua... Poate vor deveni voluntari, pentru că voluntariat este un alt capitol dureros aici, din păcate. Vor adopta animale fără stăpân. Da, sau o să adopte, dar sau să vină să petreacă timp cu căței, să-i socializeze, să-i plimbe. Adică noi suntem foarte deschiși. Chiar am avut copii, studenți de la liceu, care au venit o perioadă de timp să plimbe căței. Și poate prin aceste vizite, unii copii, când o să fie un pic mai mari, o să vină să ne ajute și cu voluntariat. Acum, deocamdată, avem numai voluntari din străinătate. Și pentru că am vorbit despre adăpostul din Cernavoda, despre proiectul demarat la nivel de acest oraș, vă invit pe dumneavoastră, dar și pe telespectatori, să urmărim un material și vom reveni cu anumite detalii, vom discuta pe această temă. Zarvă Mare la adăpostul de animale din Cernavodă. Asociația Save the Dogs and Other Animals a încheiat cu succes programul educațional derulat în anul școlar 2012-2013 în unitățile de învățământ din municipiul Megidia. Pentru a marca acest moment, elevii participanți au vizitat animalele despre care au învățat atât de multe de-a lungul celor două semestre. Mi se pare foarte frumoase animaluțele și îngrijite foarte bine. Dintre animăluțe ți-au plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut acest câine, foarte mare și alb. Mie îmi place că are cineva cum să le îngrijească, că are cineva grijă de ei. Și sunt foarte frumoși. Și mai ales că ei mi-au plăcut, că am văzut că sunt foarte bine îngrijiți. Animalele acestea sunt drăguțe și sunt cel mai bun prieten al omului. Este foarte frumos și este foarte bine pentru că le adună și ei o să aibă o viață mai frumoasă decât sunt pe străzi. Ți-au plăcut caii, măgarii? Da, mi-au plăcut. Au fost foarte frumoși și unii foarte blânzi. Că sunt drăguțe. Îți plac? Da. Cea care le-a fost alături de-a lungul programului educațional i-a însoțit și de această dată pe elevi pentru a le prezenta în carne și oase animalele despre care le-a vorbit la cursuri. Vizita aceasta este încheierea cu succes a programului de educație pe care l-am desfășurat timp de două semestre la școlile din Megidia. Și deci am decis să aduc copiii astăzi aici ca să vadă cu ochii lor ceea ce eu le-am povestit în clasă. Cum au reacționat cei mici? Sunt foarte entuziasmați, cu toate că la școală le-am spus să păstreze liniștea, că animalele se sperie și așa mai departe. Nu a fost chip, deci abia i-am pătălit, sunt foarte încântați. Elevii au avut diverse curiozități legate de modul de viață al animalelor și de felul în care trebuie îngrijite. Medicul veterinar le-a dat răspuns tuturor copiilor. Calului trebuie să-i oferim mâncare, trebuie să-i oferim apă, trebuie să-i curățăm copitele. Cine curăță copitele unui cal? Întâmplar. Ce e la întâmplar? Că faci scaun. Așa, bravo. Omul care lucrează cu lemn. Cel care lucrează copitele se numește potcovar.
Potcoave. Surprinzător, se pare că proiectul nostru educațional chiar dă niște rezultate fantastice. Au fost extraordinar de receptivi, chiar au pus niște întrebări la care nu m-aș fi așteptat. Au răspuns la niște întrebări care în capul meu au fost un pic mai greuțe pentru vârsta lor. Deci da, se pare că începe să se miște foarte bine proiectul nostru educațional. Și sperăm să primim cât mai mulți copii în vizită. Programul educativ a fost sprijinit și de cadrele didactice din ciclul primar. Vizita de astăzi încheie un program educațional care s-a derulat pe parcursul a două semestre. Și astăzi copiii au ocazia să vadă animalele în adăpost. Ele au fost abandonate și știm foarte bine că copiii sunt iubitori de animale și poate prin ei vom sensibiliza oamenii să nu mai fie irresponsabili. Asociația Save the Dogs and Other Animals desfășoară acest program educațional cu scopul de a educa încă de la vârste fragede pe viitorii adulți, pentru că de ei depinde felul în care va fi gestionată în următorii ani problema animalelor fără stăpân. Am revenit, așadar, amprente de bucurie este o realizare a dumneavoastră, a orașului Cernavodă, ținând cont că acest adăpost este o structură la standarde europene. Europene, da. Este o insulă, să avem așa ceva, o insulă fericită de care ar trebui să fim mândri toți. Adică noi toți, nu numai eu, membrii echipelor noastre, cetățenii care au un astfel de amplasament și de centru pe teritoriul lor. Ziariștii care au venit din televiziuni naționale, au venit să filmeze, nu le venea să creadă că exista așa ceva în România. Asta înseamnă că se poate, numai dacă vrei și dacă folosești bani într-un mod cinstit, transparent, poți să realizezi lucruri minunate și aici. Din păcate, adăposturile municipalităților, primăriilor, cunoaștem, nu vorbesc de Megidia și Cernavoda, mă refer la Tulcea, mă refer la Constanța, la Mangalia, de unde vin niște vești crunte astăzi. Câinii morți, carați, băgați în dube, adică povești horror care la Megidia și la Cernavoda de foarte mult timp nu se mai aud. Din păcate, adăposturile în aceste orașe, care au niște bugete imense pentru gestionarea câinilor fără stăpân, nu arată la fel. Ar trebui să aibă o abordare integrată, ceea ce înseamnă, adică ceea ce facem noi, sterilizarea câinilor fără stăpân, sterilizarea obligatorie câinilor cu stăpân, programe de educație, sancționarea celor care abandonează și maltratează, adică trebuie identificarea și microcciparea, iarăși ne întoarcem la chestia asta. Problema nu se poate rezolva numai cu o singură activitate. Bine, bineînțeles că nu se rezolvă prin omorare, asta am văzut, știm, la Constanța se omoară de 10 ani. Duceți-vă la Constanța, este cumplit pe stradă. Ne sună iubitori de animale, oamenii, turiștii zilnic. Că pe plaja, peste tot, și acolo se moară de 10 ani, bugetul la Constanța este de 1.500.000 de euro pe an. Ați reușit să purtați, să aveți un dialog cu administrația acestui oraș? Nu, nu am reușit absolut să avem niciun dialog. De exemplu, la Mangalia am avut un dialog anul trecut, au fost niște premize foarte bune, într-o dată lucrurile s-au schimbat. Chiar eu intenționez săptămâna asta să cer o întâlnire urgentă primăriei Mangaliei, pentru că nu înțelegem de ce toate intențiile bune din anul trecut s-au dus. Ce s-a întâmplat? De ce au început să omoară și să trimită câinii la Biobaza Constanța, unde știm toți ce se întâmplă? 700 de animale pe lună omorate, declarate bolnave și omorate. Astea sunt lucruri triste care tot se întâmplă în jurul nostru. Din păcate, noi nu avem forța, nu avem resursele financiare să ne ducem în alte orașe și să spunem ne încarcăm noi cu această sarcină, lăsați-ne pe noi. Ceea ce nu putem face că nu avem banii, dar nici nu e corect, pentru că este responsabilitatea primăriilor să gestioneze problema câinilor fără stăpân într-un mod corect și să folosească banii de la bugetul local într-un mod corect. Dacă vă duceți la Biobaza Constanța, mă scuzați, mie mi se pare
fermă de porci, nu știu, nu este un adăpost pentru câinii. Nu se poate numi un adăpost pentru câinii. De ce? Dumneavoastră ați fost Am fost vizitat, acolo, am fost și ce acolo. Ați constatat? Condițiile sunt rele. Condițiile sunt rele. Puteți face o paralelă între adăpostul, nu neapărat de la Cernavoda, pentru că este la standarde europene, cel de la Medgidia și cel de la Constanța? Nu se compară. Nu se compară, nu se compară curățenie, nu se compară spațiile. Câinii sunt pastrați în mizerie, nu toți mănâncă, se bat. Câinii mari puși cu câinii mici, nu există o logică în cuplarea câinilor și foarte mulți mor pur și simplu la bataie. Adică nu... Este groaznic ce se întâmplă acolo. Avem foarte multe mărturisiri care au fost și depuse și strânse încă să lucrează la o nouă plângere penală, având în vedere că a noastră, din păcate, n-a ajuns acolo unde am fi dorit. Nu de puține ori, autoritățile se scuză că sunt puse într-o situație, adică se află la mijloc. Pentru că există două segmente, iubitori de câini, dar și cei care cer omorârea maidanezilor. Soluție care noi o propunem, dar nu e a noastră. Este o soluție care Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană spune clar că omorarea nu rezolva. Interzisă. Și nu este, nu numai că interzisă, dar e interzisă pentru că nu rezolva. Dacă ar rezolva problema, unul poate spune, uite, e neplăcut, dar nu avem încotro, se face odată, se rezolva. Nu rezolvă nimic. Eu vă invit să mergeți. Faceți o tură prin Medgidia și Cernavoda, că, din păcate, noi oameni avem tendința de a uita lucrurile. Noi am uitat cum era Medgidia în urmă cu 10 ani, cum era Cernavoda. Eu mi-amintesc cum era Cernavoda în 2002. Era plin de animale curie pe stradă, era plin de pui. Duceți-vă într-un oraș unde se omoară câinii sau nu se face nimic și faceți o comparație obiectivă cu orașele unde lucrează Save the Dogs de ani de zile și orașele respective. Dacă sunteți sincer, nu puteți spune că situația aici este roz în comparație cu Tulcea, Brăila, Călăraș, Constanța și multe alte. Asta demonstrează că abordarea noastră nu este abordarea iubitorilor de animale, este abordarea cea mai eficientă. Normal că este și cea mai etică, că vorbim și de etică, de valori, de morală, dar este cea mai eficientă, numai că implică o acțiune, cum am spus înainte, din diverse direcții. Implică organizare. Este un pic mai complicat, dar cu bună voință putem să o facem. Și pentru că spuneați de Cernavoda, unde proiectul a fost inițiat în 2002, avem și informațiile noastre că până în prezent, datorită acestui proiect, au fost sterilizate 11.000 de animale. Da, și peste 11.000 între Medgidia și satele din jur împrejur. Vă reamintesc că în afara de centrele de sterilizare din Cernavoda și Medgidia, unde, încă o dată, puteți veni cu pisica, cățelul vostru la castrat, nu plătiți absolut nimic. Asociația Save the Dogs are o clinică mobilă, un camper, care a fost donat de către o fundație din Olanda în 2006. Șase luni pe an ne deplasăm cu această clinică mobilă în satele din jur împrejur. Asta înseamnă satele între Cernavoda și Medgidia, dar vrem să începem și la Peștera anul acesta. Am fost la Remus Opreanu, la Valea Dar. În ce fost perioadă la Castel. Este activă această clinică mobilă? De când se face vremea frumoasă, adică din luna mai, o zi sau două pe săptămână, depinde și de volumul de muncă care îl avem, o parte din echipa din Medgidia se deplasează și ne ducem în aceste localități să oferim sterilizarea gratuită familiilor, deținătorilor de animale din zonele respective. De ce facem acest... efectuarea intervențiilor chirurgicale. Intervenții chirurgicale. În toată siguranță, animalul este dat înapoi stăpânului după o oră, după operație. Ce se întâmplă? Noi ne-am dat seama că la un moment dat multe animale erau abandonate în Cernavoda și Medgidia, dar veneau din afară. Erau oameni care poate cu intenții bune... Și cele mai multe din mediul rural. Din mediul rural, unde oamenii nu vor să omoară pui sau animalul care nu-i mai trebuie și unii îi omoară, ceea ce se face pușcărie, mai spun o dată. Dacă omori un animal, ajungi la pușcărie dacă
cineva află și te prinde. Dar sunt oamenii care zic, măi, n-am ce să fac cu ei, poate nu cunosc programul de sterilizare a Save the Dogs și aruncă acest pui și acest câinii lângă tomberonul de gunoi din Megidia, din Cernavoda. Bine, atunci am zis, hai să mergem noi la ei, dacă ei nu vin la noi. Sau pe câmp. Sau pe câmp. Și animalul se îndreaptă spre prima localitate. Da, dacă se poate mișca, da? Dacă este un pui, moare de fapt de foame și de sete, ceea ce este groaznic. Și chiar vă solicităm, dacă găsiți pui aruncați pe câmp, vă rugăm să ne anunțați și îi vom lua la noi. Dar ideea este să nu ajungem să avem pui. Cu toate că nici spațiul dumneavoastră nu este nelimitat, decât să moară acolo pe câmp, încercăm noi să găsim o soluție. Dar ideea este veniți la noi înainte, nu așteptați să fete cățea. Veniți înainte, nu plătiți absolut nimic. Clinica mobilă ajunge în sate din luna mai până în septembrie-octombrie, depinde de vremea. În unele localități am găsit o colaborare și o deschidere, de exemplu, merge foarte bine la Cochirleni, la Rasova, la Saligny. Am avut, în schimb, mari probleme la Valea Dacilor, dacă nu mă înșel. Foarte puțini oameni au vrut acest lucru. Chiar dacă oferim și deparazitare internă, externă, oamenii sunt foarte, foarte suspicioși și sper, dar nu ne lăsăm, insistăm, pentru că trebuie să realizeze că e singura soluție sterilizare. Și pe noi reprezentanții presei ne-au întrebat mulți cetățeni, domnule, la aceste adăposturi, ce fel de familii ajung? Trebuie să respecte, există anumite criterii. În general, dumneavoastră, ce ați constatat? Vin familii de bună calitate sau de o calitate mai... Din păcate, marea majoritate vin pentru câinii de pază. Nu vin pentru un animal de companie. Dar de ce a luat amploare acest curent? Cred că este vorba de... Privesc că și mulți tineri își doresc să aibă câini de pază. Cred că... Câini luptători. Bine, nu vorbim de câinii de lupte. Iarăși ne întoarcem la lege. Legea spune că lupte sunt interzise. Sunt interzise, dar se practică. Sunt la modă. Trebuie să anunțați poliție imediat, pentru că este crimă, este reat penal. Dacă vedeți așa ceva, vă rugăm să anunțați poliție și pe asociația noastră. Bine, dacă se întâmplă noaptea, normal că nu putem munci 24 de ore, dar ne spuneți, se întâmplă lupte acolo și vom face în așa fel să fie urmăriți de către poliție, pentru că legea din 2005 spune, nu, din 2001 spune că luptele sunt interzise. Sunt ceva... o barbarie, nu știu dacă e cuvântul corect, care nu se poate accepta. Câinii de pază, oamenii nu se simt în siguranță acasă, e frică de hoții, noi înțelegem acest lucru, dar câinele liber în curte păzește mult mai bine decât câinele legat. Eu spun tot timpul acest lucru. Când mai strică o legumă, când mai strică un flor, dar câinele păzește mult mai bine. Așa că nu suntem împotriva ideii de avea un câine de pază, dar nu un câine lanț, nu un câine să devină rău, să devină agresiv. Că câinele simte că este acasă, simte că e teritoriul lui, nu e nevoie să-l faci să devină agresiv. Pe de altă parte, e psihologia asta bărbaților, acum nu vreau să fac o chestie de... Așa că suntem numai femei aici în studio. E realitatea, sunt unii bărbați care dacă se plimbă cu un cățel așa mai puternic, mai așa... cu aspect agresiv, acest bărbat se simt și ei mai, nu știu... Mai bărbați. Eu zic că bărbați adevărați n-au nevoie de un câine să atragă atenție sau să fie admirați, adică sunt alte lucrurile care le puteți folosi să fiți admirați și considerați de câte fete sau comunitatea. Părerea dumneavoastră, să ne ferim de acești câini de luptă? De ce reacționează ei într-un mod mai... Câinii de luptă nu există. Câinii au fost selectați de oameni pentru a deveni câinii de luptă. De fapt, acești câini sunt câinii extraordinar de blânzi, dar, în primul rând, au o structură musculară care, dacă acel câine este... învață să... Dresat în acest... Este dresat, normal că, având această structură a corpului extraordinar de puternică, poate omora un alt câine, poate omora o persoană. Adică sunt potențial o armă dacă ei nu sunt folosiți cum trebuie.
Dar nu sunt câinii rei, sunt câinii foarte puternici. Ce astfel de câini ajung la dumneavoastră? Mă refer la această asociație. De când în când. Din fericire, nu prea des. Ceea ce sper înseamnă că nu sunt foarte comuni. Eu sper acest lucru. Am avut câțiva. Să au înțelegem fost... că nu sunt abandonați. Probabil nu sunt abandonați. Sper să nu dispară și să nu moară altfel. Dar vreau să spun că cei care au ajuns la noi au fost adoptați cu succes în străinătate. Și au devenit niște animale de companie extraordinare. Cele mai multe solicitări sunt de adopție câini de rasă sau și câinii de pe stradă? Nu. Sunt aproape numai câinii de pe stradă. Nimeni nu ne cere un câine de rasă. Normal că dacă îl avem, îl dăm și pe el în adopție destul de ușor, dar... Dar aveți cazuri. Avem cazuri, dar marea majoritate, 95% sunt câinii metiși, maidanezi clasici, care aici nimeni nu-i vrea. Și vreau să spun că, de exemplu, în Finlanda și în Suedia, unde avem parteneriate și colaborăm foarte bine, oamenii care au adoptat un cățel din România, mare majoritate au luat al doilea, chiar al treilea, pentru că sunt extraordinar de deștepți. Adică, ca de obicei, noi nu vedem lucrurile frumoase care le avem lângă noi. Ne ducem să cumpărăm sau la crescătorie să cumpărăm un câine de rasă și poate nu ne dăm seama că cățelul din cartier este extraordinar și ar fi un prieten minunat. Uite, sunt familii din străini care recunosc aceste calități în câinii fără stăpân din România. Mai nou, această fundație, asociație, se ocupă și de o categorie de animale suferinde, mă refer la ecvine. Și cu puțin timp în urmă a fost cazul Margheritei, o cabalină, care a fost maltratată de propriul stăpân. Da. Și datorită reprezentanților Save the Dogs, acest animal a fost salvat. Rog regia să, între timp, să ne pună la dispoziție materialul realizat de o echipă a televiziunii Alpha Media, dar vă invit pe dumneavoastră să ne spuneți când ați aflat despre existența acestui cal și cum ați reușit să-l luați de la stăpân, pentru că știu că Alina a insistat foarte mult, chiar a dus o muncă de lămurire cu instituțiile abilitate să o sprijine. Pentru că proprietarul devenise violent. Da. Din păcate, da, lucrurile n-au mers 100% cum ar fi trebuit, pentru că uneori și poliția nu-și dă seama că are o putere mai mare decât crede. Adică cunoștința legii de protecție animalelor este încă limitată. Și confiscarea animalului, de fapt, când există o maltratare, o cruzime evidentă și gravă, confiscarea este permisă de către legea. Nu este nevoie să dea niște bani, să luăm un animal care este, de fapt, pe moarte. Și acest lucru sper să devină o realitate pe viitor, pentru că, din păcate, bine, poliția ne-a ajutat după ce echipa și reprezentantul primăriei, Lucian Focșa, care au intervenit în momentul în care au văzut acest cal, l-au blocat. Poliția a venit în sprijinul nostru, dar confiscare conform legii nu s-a făcut și am fost nevoiți să dăm niște bani, ceea ce nu se va mai întâmpla niciodată. Niciodată. De ce spuneți acest lucru? Pentru că nu este corect, în primul rând, dacă un stăpân, un om, maltratează într-un mod grav animalul, confiscarea este prevăzută și este dreptul primăriilor, autorităților să ia animalul. Mai ales că au norocul de a avea o asociație care primește animalul, care nu devine un cost pentru primărie. Primăria ar trebui să îngrijească animalele confiscate. Avem deja acest noroc să fie Save the Dogs care se agită în străinătate să găsească fondurile, măcar să confiscăm animalul fără să dăm niște bani. Asta spus, este cel mai grav caz de maltratare a unui cal care eu l-am văzut în 12 ani aici. Eu, întâmplător, eram cu o echipă de ziariști la Cernavoda și am primit telefonul din echipa din Megidia. Din Megidia. Mi-au spus, venim, ajungem acum cu un cal într-un
stare foarte proastă. Și întâmplător, ziariștii din Italia care erau acolo pentru un reportaj despre cai au rămas blocați. Au rămas blocați și când acest cal a ieșit din dubă, a fost un adevărat șoc. Fiind plin de râni, cu sânge. A mai avut puterea să iasă din dubă? A fost greu. A fost greu să o împingem, să o dăm jos și în momentul în care a văzut mâncare, săracă a început să mănânce non-stop. I-am dezinfectat rânile, am tratat-o. Deja Margherita, după 3 săptămâni, arată altfel. Este un alt cal. A fost numit așa după unei ziariste care era acolo din Italia. Și a devenit un simbol. A devenit un simbol despre de cai din România, care, cai de povară, care suferă enorm. Acest lucru ne împinge, ne încurajează să ne ocupăm mai mult de cai și am atras acum niște parteneri din străinătate care cu speranță că o să ne ajute, pentru că nu avem resursele necesare, dar și vrem să ajutăm oameni săraci care nu prea au posibilitate de a îngriji medical acest cai, dar iarăși invit pe cetățenii când vedeți cazuri grave, animale care sunt foarte slabe, sunt bătute, să chemați poliția și asociația imediat, pentru că vom veni și vom lua măsuri. Să urmărim materialul. Maltratarea animalelor a devenit, din păcate, un subiect la ordinea zilei. Zeci de cazuri în care stăpânii aplică rele tratamente animalelor sunt descoperite zilnic în toată lumea. Nici Medgidia nu a fost ferită de o astfel de situație. Acest animal, după cum veți vedea din imagine, este într-o stare fiziologică extremă. Este un animal malnutrit, înfometat, bătut, pus la muncă și ne bucurăm foarte mult că am reușit să-l scoatem din această stare. Legea îi pedepsește pe cei care își maltratează animalele. Conform legii, omorârea sau maltratarea animalelor constituie infracțiune și se poate pedepsi cu închisoare de la 1 lună la 6 luni sau cu amendă. Pentru aceasta este necesară sesizarea unor persoane sau unor organisme de ocrotire a animalelor sau se poate sesiza și din oficiu asemenea faptă. Soarta calului se va schimba însă. Acesta a fost transportat la un adăpost de animale unde va primi îngrijiri medicale și va avea parte de un trai liniștit tot restul vieții. Asociația Save the Dogs and Other Animals a salvat de-a lungul timpului 10 de animale aflate în situații critice care au fost adoptate și acum au parte de condiții de viață optime. Din păcate, aceste animale, mă refer la cai, la măgăruși, care sunt folosite pentru transportul materialelor, devin victime ale maltratărilor. Da. Și așa cum dumneavoastră ați spus și ați făcut apel, noi nu trebuie să fim indiferenți. În primul rând, de cazuri. Da. În primul rând, săracie nu poate deveni o scuză. Adică noi înțelegem că unii oameni o duc foarte greu. Dar nu trebuie să ne răzbunăm pe animalul. Nu ne răzbunăm pe animalul. Care ne ajută să ne ducem. Și dacă vă gândiți, este absurd să maltratăm un animal care ne permite să îngrijim familie, să întreținem familie. Trebuie să-l îngrijim măcar pentru interesul care reprezintă. Dacă îl chiar iubim, nu reușim să-l iubim, dar dacă îi dau hrana suficientă, îi dau asistența medicală, care sunt lucruri prevăzute din legea, acel cal, viața lui se va prelungi, va dura mult mai mult. Nu va trebui să cumpărați un alt cal după 2-3 ani pentru că acel cal este epuizat. Adică măcar gândiți-vă la acest lucru. Și în orice caz, vreau să spun că în Cernavoda și Medgidia aveți ochii Asociației Save the Dogs și cred și ochii autorităților, pentru că poliția a devenit din ce în ce mai sensibilă și știind că noi existăm nesolicită, atenție, pentru că dacă vă găsim, vă prindem, vom face această sesizare. Acest proprietar, noi am depus plângerea penală împotriva lui și va plăti sau va face pușcărie pentru ceea ce a făcut. Adică nu e de glumă. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că maltratarea, cruzimea, abandonul sunt pedepsite în România. Și ar trebui să tragem un semnal de alarmă, pentru că pe timp de iarnă, pe câmpuri, pe străzi,
observăm animale abandonate, cai, măgari. Și proprietarii renunță și motivează că nu mai au ce să le dea de mâncare. Dar se întreabă, acolo unde le abandonează, găsesc hrană? Nu, nu o să găsească suficient de multă hrană în timpul iernii, acele animale o să moară în chinuri. Animale lăsate în voia sorții. Absolut, și nu este acceptabil așa ceva. Dacă nu poți să îngrijești animalul de-a lungul anului, ceea ce înseamnă iarna și vara și toamna și așa mai departe. Primăvara, vara, toamna ne folosim de animale. Ne folosim. În iarna scăpăm de el. Asta nu înseamnă să fii un stăpân responsabil, un cetățean civilizat. Este un comportament lipsit de orice bun simț și respect vis-a-vis de această animale care ne ajută totuși să aducem acasă un ban. Dacă nu poți să-l îngrijești în timpul iernii, nu te folosește el, nu-l cumperi. Te descurci altfel. Nu poți să-l consideri ca un fier vechi care îl arunci în momentul în care nu-ți mai trebuie. Nu este acceptabil așa ceva. Nu știu dacă dumneavoastră aveți cunoștință, dar cu puțin timp în urmă am fost sesizați de cetățenii acestui oraș că la intrare în Medgidia, o să aflați din materialul pe care o să-l prezentăm, au fost descoperiți câini otrăviți. Ceea ce ne-am fi dorit să nu se mai întâmple, pentru că dumneavoastră, împreună și cu echipa televiziunii, ne-am implicat foarte mult și am dorit să stăvilim acest fenomen de ucidere, de otrăvire a câinilor fără stăpân. Să urmărim materialul și apoi revenim. În urmă cu câteva zile au fost descoperiți mai mulți câini în agonie cu semne clare de otrăvire. Când i-au găsit în această stare, iubitorii de animale au fost extrem de afectați și revoltați. Locuitorii din zona Katanga cred că la mijloc stă un conflict mai vechi cu un vecin care a fost deranjat de faptul că animalele îi distrug recolta de porumb. Chiar și așa, oamenii spun că nu există un motiv plauzibil pentru a otrăvi câinii. Eu îi hrănesc, uitați să văd cuștele pe care le-am făcut cuști, le dau mâncare, au cercel în urechi, i-am sterilizat, i-am castrat și îi păstrez pentru hoți. Și ce s-a întâmplat? Cine v-a otrăvit? Deci discuții, deci nu pot să dau concret că i-am văzut când l-a otrăvit, dar știu cu cine că am avut discuții cu ei. Poliția Medgidia a deschis o anchetă după ce a fost sesizată de oamenii care au găsit cadavrele împrăștiate pe iarbă. Orice om care desfășoară o activitate ilegală în legătură cu viața, integritatea oamenilor sau animalelor, este bineînțeles că răspunde penal. În acest caz, să spunem, când o persoană aruncă anumite substanțe interzise animalelor și provoacă decesul acestora, cei care sunt în drept să facă reclamație poate să facă la poliție sau dacă nu, acolo unde există la poliția animalelor, dacă nu la circumstanțele sanitare veterinare de pe raza cărora locuiesc. Astfel se poate reține în primul rând infracțiunea de distrugere, dar la autopsierea obligatorie a câinelui se va constata probabil substanța care a fost folosită. Dacă această substanță face parte din anumită categorie de substanțe interzise, atunci pentru cel care va fi dovedit că a făcut această faptă, se va lua măsura cercetării penale și pentru folosirea de substanțe interzise, ceea ce contravine legii. Dacă se va găsi vinovatul, acesta va trebui să răspundă pentru fapta sa necugetată. În speranța că vinovatul se va găsi, pentru că instituția va face tot posibilul să adune mărturii și dovezi, ne dorim să răspundă autorul în fața legii, pentru că este vorba de un act de o cruzime. Și de foarte mult timp nu se întâmplă. E foarte trist acest lucru. Pentru ceea ce am spus și noi. Da, de ani de zile în Medgidia nu se întâmplă așa ceva. Este un semn. Nu e un semn bun, dar există mereu acel om care nu înțelege și nu respectă anumite reguli și anumite comportamente corecte și civilizate. Așteptăm rezultatul expertizei medico-legale și totodată să aflăm cine este autorul. Chiar îl vom invita și în direct la Alfa Media să spună cu ce au greșit aceste animale, cu ce l-au deranjat. Pentru că, dincolo de toate, sunt suflete și chiar suflete nevinovate. Doamna Sara,
La final de emisiune vă invităm să adresați un mesaj, să trageți un semnal de alarmă, astfel încât să nu se mai repete astfel de evenimente neplăcute și pentru noi și pentru dumneavoastră care depuneți un volum mare de muncă și sperăm ca rezultatul să fie pozitiv, populația să fie educată, astfel încât noi, oamenii și câinii, să devenim cu adevărat prieteni și să ne respectăm reciproc. Da, cred că acel om care poate să omoară, să facă un rău unui animal, este în stare să facă rău la oameni. Sunt ferm convinsă că un sentiment de brutalitate nu se exprimează numai vis-a-vis de patrupetele, dar este în stare să se exprimeze și vis-a-vis de oameni. Asta înseamnă că oameni care se poartă așa sunt persoane, din punctul meu de vedere, negative pentru comunitate. Și trebuie cu toți noi, persoane de bun simț, persoane care vor un oraș civilizat, maturizat, care gestionează în mod corect problemele, trebuie să ne ajutăm unii cu alții. Asociația Save the Dogs este aici pentru acest motiv. Să ajutăm comunitatea să se rezolve în timp problema câinilor fără stăpân, să devină orașul Megidia și orașul Cernavoda, niște orașe prietene animalelor. Și avem nevoie de colaborarea voastră. Atunci sesizați cazuri de cruzime, de brutalitate, de abandon, pentru că împreună putem face niște orașe mai frumoase, civilizate și mai civilizate. Mulțumim pentru prezența la Alfa Media, stimați telespectatori, a fost în fața dumneavoastră reprezentantul Asociației Save the Dogs, doamna Sara Tureta, pe care o așteptăm cu mult drag și în alte ediții. Vă mulțumim pentru atenția acordată, rămâneți cu Alfa Media pentru că rămâneți în realitate. Toate cele bune!